Bună dimineața, domnule președinte de ședință, stimați colegi. Declarația politică de astăzi privește latura energetică și este intitulată Guvernul României pedalează încet pe latura energetică a României. Stimați colegi, securitatea energetică este o componentă esențială a securității României, definită prin aprovizionare cu energie la un preț adecvat și stabil, prin infrastructuri critice protejate și capabile să susțină economia țării. Statul român, prin autoritățile competente, trebuie să treacă la transpunerea în practică a măsurilor privind independența energetică, diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de transport. Se invocă lipsa de tehnologie sau a know-how-ului necesar, poate așa este, dar la fel de adevărată este și lentoarea cu care ne-am obișnuit de către actuala coaliție de guvernare privind luarea deciziilor. În contextul schimbărilor de paradigmă economică, geopolitică și geostrategică, consider că trebuie să avem în vedere o reevaluare a strategiei energetice naționale, din perspectiva dezvoltării durabile, adică de a se satisface nevoile generației actuale, fără a compromite însă capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Deriva executivului în acest domeniu este evidentă. Declarațiile sunt pompoase și sofisticate, dar sunt menite să camufleze actuala situație în materie energetică, care devin o realitate cotidiană. Nu cred că este o soluție această strategie pe care o adoptă în momentul de față guvernul. Se vorbește tot mai des despre potențialul onshore de gaze naturale sau petrol și potențialul offshore cu precădere din resursele din Marea Neagră, pe care România trebuie să le aibă în atenție, dar trebuie să le și fructifice eficient. De ce nu le are sau de ce nu le pune în practică? Țara noastră este una din puținele țări de pe glob, al cărei teritoriu dispune de un mix de resurse naturale și implicit de un mix energetic diversificat și echilibrat, de instituții și structuri specializate în calificarea resursei umane de calitate, de centre de cercetare în domeniul energetic. Cu toate acestea, lipsește ceva. Lipsește voința politică a actualei coaliții de guvernare de a se angaja cu adevărat în aceste domenii. Sunt perfect conștient că acest lucru trebuie să fie o preocupare a întregului eșichier politic românesc, dar este la fel de adevărat că persoanele aflate la guvernare trebuie să facă primii pași. Guvernul nu face nimic altceva decât să pedaleze încet pe latura energetică. Nu vreau să fac aici o distinție de tip maniheistic, de tipul noi cei buni, ei cei răi, sau să blamez doar executivul, însă vreau să trag un semnal de alarmă că lipsa de inițiativă lipsește cu desăvârșire și se poate concretiza într-o șansă ratată pentru statul român. Accesul unor state la resurse energetice sau restricția altora, completate de problemele adiacente, controlul piețelor, al rutelor, securitatea transporturilor, determină transformarea acestora în obiecte de dispută pentru desfășurarea unor anumite categorii de conflicte. România poate juca un rol de stabilitate regional din punct de vedere al securității energetice. Mai mult pot afirma fără echivoc că statul român își poate asuma rolul de pivot geostrategic ca urmare a potențialului de tranzit al teritoriului național prin transportul hidrocarburilor pe ruta est-vest. Vă mulțumesc pentru atenție. V-a vorbit Mungur Cosmanciuc, deputat PNL.